Salutare, prieteni! Eu sunt Porumbei Daily și astăzi am revenit cu un nou videoclip pe canalul meu. Deci, la ultimile videoclipuri am avut foarte, foarte multă susținere, nu m-a așteptat așa ceva. Și astăzi vreau să postez un nou videoclip pentru susținerea acordată. Deci, aici avem puișorii de a doua serie. Puișorii cresc foarte bine. Uitați-vă ce frumoși sunt, sau așa cred eu că sunt frumoși. Fiecare are părerea lui. Deci, aici avem niște inele. Inele 2019, Polonia, FCI. Și vreau să inelez. Deci, vom inela pe asta mai mare. Sper să nu-i cadă inelul din picior. Voi pune inelul în jos, să citească mai bine seria când țin porumbelul în mână și va fi mai ușor. Deci, pun telefonul bine pe masă să filmez bine și vă arăt cum inelez eu puișorul. Bine, deci iau puișorul, îl pun pe masă și iau inelul așa în jos. Eu inelez puișorii mei pe piciorul drept. Luăm piciorul, îl ducem în spate, băgăm primele 3 degete. Deci puișorul nu este suficient mare, piciorul este prea scurt pentru a încape inelul și nu avem ce face. Deci îl pun la loc înapoi. Am vrut să văd dacă pot să-l inelez, dar până la urmă este prea mic. Deci dacă vreți să vă arăt când îl voi inela, scriți în comentarii, vă rog frumos, și voi face videoclip. Deci aici avem puișorul ăsta, crește foarte, foarte bine, după cum am mai spus. Acum primește hrana, ăsta este tatăl său, 2009, mascul sauzat, foarte mare. Preferatul meu. Deci vreau să vă mai spun că masculul vrea să calce femela, încearcă să o pupe, asta este foarte bine, aștept a doua serie de la această pereche. Deci voi lua puțin puișorul să vă-l arăt. Este foarte, foarte mare, îmi place de el. Sper să fie un mascul. Deci vreau să vă mai spun ceva. Am văzut că ieri masculul ăsta, scuzați, masculul ăsta solzat, ăla care sare într-un loc la altul, care este foarte agresiv, cauza este că va face ouă și își apără teritoriul. Deci el a călcat femela aceasta, este tatăl la puișorii care au ieșit afară. Dacă ați văzut videoclipurile anterioare, știți care este. Vreau să vă arăt. Ăsta este puișorul mai mare. Deci masculul este foarte, foarte agitat, după cum am spus, bate foarte tare acest porumbel, uitați-vă, își apără teritoriul, nu-l lasă în pace deloc, este foarte agresiv. Deci vreau să vă mai arăt și puțin puișorul ăsta, unde este, deci uitați-vă, uitați-vă. Îmi place foarte mult de el, n-am avut niciodată așa porumbel. Astăzi nu-i scot afară. Astăzi nu-i scot afară pentru că este înnourat și nu vreau să înceapă ploaia când sunt afară să pierd vreo unul. Deci se bate cu mine, se joacă, încearcă să huruie. Asta îmi place foarte tare. Sper și ăsta să fie un mascul frumos. Dacă va fi mascul. Dacă este femelă,
femeie nu va fi, nu va fi problemă. Îl voi băga la împerecheat cu ăla de jos dacă va fi mascul. Sau dacă ăsta va fi mascul și ăla de jos femeie, îi voi pune în pereche pentru că îmi plac foarte tare de ei. Deci vedem cum va fi și vom face. Deci, un abonat a întrebat la ce vârstă să trebuie descos puișorii afară la zbor. Deci, am auzit la mai mulți columbofili care au vorbit cu mine aici în Spania și chiar și din România, au spus că cel mai bun moment este când puișorii au făcut penele de sub aripă complet, le-au crescut. Adică are aripile învălite total în pene. Acel moment este cel mai bun. Puișorii nu au foarte multă forță să plece de acasă, să nu-i pierdeți. Nu este multe posibilitate. Iarăși este cel mai bun moment. Deci, după cum am spus, voi face o crescătorie, două compartimente, am locul găsit, un loc foarte bine. Crescătoria va fi de 2 metri 40 pe 1,60 sau 2,40 pe 2 metri. O crescătorie, cred eu, destul de mare. Asta am pe planuri. Bine, deci vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, sper să vă plăcut acest videoclip, sper să vă fost folositor. Dacă ați ajuns până aici, iarăși în comentarii vreau să scriți abonații care îi plac ceea ce fac, scriți acolo în comentarii videoclipurile tale sunt interesante sau eu știu, scriți ce vreți. Spuneți o părere iarăși. Sper să fie și la acest videoclip susținere. Dacă va fi foarte multă susținere la videoclipurile care postez, îl voi posta zilnic, ca cum fac de 3 zile în urmă. Deci, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Dacă vreți să postez cum iese iarăși puii afară, scrieți în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare. Pa, pa, ne revedem data viitoare. Haideți să strângem 60 de like-uri. Pa, pa!